Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Aflăm azi că Sfântul Părinte Porfirie Cafsocalivitul vindeca doar prin atingere, tămăduia privind doar locul. Tropar glasul 1, pe vlăstarul Eviei, pe-al grecilor Gheronda, pe inițiatul teologiei și pe prietenul adevărat al lui Hristos, pe Porfirie să-l cinstim credincioșilor, pe cel plin de harisme de copil, căci izbăvește pe demonizați și vindecă pe bolnavii ce strigă cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a sfințit, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Viața. S-a născut la 7 februarie 1906 lângă satul Sfântul Ioan din Caristia, pe via aproape de Aliverii, din părinți săraci pe nume Leonida și Eleni Bayraktaris. Tatăl său Leonidas, care din pricina sărăciei a fost să plece în lume ca să lucreze la canalul Panama, a fost și psalt, cântăreț la biserică în satul său. Ca psalt l-a însoțit adesea pe Sfântul Nectarie, fiindu-i ajutor în călătoriile sale. La botez, părintele Porfirie a primit numele de Evangelios. A fost al 4-lea din cei 5 copii ai părinților săi. A urmat cursurile școlii din sat doar vreme de 2 ani și din pricina sărăciei a fost nevoit să părăsească școala. Astfel, la vârsta de 8 ani, a început să lucreze micile ogoare deținute de familia sa și să păzească animalele. Pentru a câștiga mai mulți bani, de mic a început să lucreze la minele din zonă și mai apoi la niște băcani din Halkida și din Pireu. Încă de mic, părintele se dezvolta foarte repede și, așa cum el însuși povestea, își rădea barba de la vârsta de 8 ani. De mic era foarte serios, harnic și îngrijit, arătând mult mai mare decât era în realitate. Citind silabisit viața Sfântului Ioan Calivitul, în timp ce păștea oile, dar și pe când lucra la băcănia din Pireu, a simțit o dorință fierbinte de a imita. De aceea a pornit-o în mai multe rânduri spre muntele Athos, dar din diferite pricini se întorcea înapoi. În cele din urmă, pe când avea 12 ani sau 14 ani, a pornit fără știrea lor săi, hotărât să ajungă la Sfântul Munte, iar dorința i s-a împlinit cu binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Pronia cea dumnezeiască a economisit astfel lucrurile încât a fost primit ca ucenic în ciuda vârstei sale fragede de către doi frați împreună nevoitore, vlavioși și plini de virtuți, pe nume Pantelimon și Ioan Nichie, ce viețuiau în chilia Sfântului Gheorghe din Cafsocalivia. I-a îndrăgit de îndată pe cei doi bătrâni cu tot entuziasmul inimii sale tinere și s-a supus lor fără gânduri de prisos ca lui Hristos însuși și cu multă râvnă, bunăvoință și smerenie le împlinea tot cuvântul. Singurul lui necaz era că nu îl puneau la și mai multă nevoință, despre care din puținele lucruri pe care ni le-a spus despre această perioadă, știm că era o nevoință neîncetată, intensă, plină de bucurie și de asprime în același timp. Mergea desculs prin zăpadă, bătând cărărea nevoioase. Dormea foarte puțin, întins pe podea, acoperit doar cu o pătură, chiar și pe timpul iernii. Făcea multe metanii cu trupul gol de la brâu în sus ca să nu-l fure somnul. Sculta lemnul, dar lucra și în aer liber, unde aduna lemne și melci, căra pământ cu spinarea de la mari distanțe, fiindcă voiau să facă o mică grădină în părțile stâncoase ale chiliei Sfântului Gheorghe. Totodată se străduia să aibă atenția îndreptată la citirile și troparele sfintelor slujbe și să le învețe pe de rost. A învățat pe de rost Sfintele Evanghelii în timpul rucodeliei și le repeta într-una ca să nu-i poată pătrunde în minte niciun gând. Așa cum spunea mai târziu el însuși, în vremea aceea era necontenită mișcare. Principala caracteristică a ascezei sale nu era totuși lupta trupească, ci de plină ascultare înaintea bătrânilor săi, totala dependență de aceștia, afierosirea sa plină de iubire, încredere și admirație față de ei, afierosire prin intermediul căreia putea primi în viața sa trăirile bătrânilor săi. Astfel, copilul neștiutor de carte, ce urmase doar 2 clase la școala din sat, urmând cu dragoste fierbinte cuvintele cele sfinte despre iubitul nostru Iisus Hristos, a izbutit în doar câțiva ani să învețe toate lucrurile pe care noi nu suntem în stare a le învăța mergând la școală și la universitate ani mulți, dar lipsiți de râvnă și având la dispoziție cărți și profesori învățați. Când a sosit clipa, a fost un monah și a primit numele de Nichita. Datorită smereniei sale și ascultării pe care o făcea, a primit din tinerețe darul de a vedea cu ochii duhovnicești. Atunci când lucra harul cel dumnezeesc, întâmplări și fapte din lumea firii, a sufletului și a duhului, fără opreliști temporale sau din partea firii. A fost îmbrăcat așadar cu putere de sus și a dobândit daruri mai presus de fire.
Primul semn a fost acela că i-a putut vedea de la mare distanță pe bătrânii săi când se întorceau de departe, deși în locuri în care se aflau nu puteau fi văzuți de nimeni. Au urmat apoi și altele. Simțurile i s-au sensibilizat foarte mult, iar capacitățile sale umane i s-au dezvoltat foarte puternic. Auzea și cunoștea graiul păsărilor și al animalelor, pătrunzându-le înțelesul. Simțea mirosurile de la mari distanțe, recunoștea miresmele și compoziția lor, distingând de foarte departe parfumul florilor. După ce se ruga cu smerenie, avea capacitatea de a vedea până în adâncul pământului și până în înaltul cerului toate cele aflate acolo. Ape, pietre, petrol, radiații, antichități îngropate, morminte ascunse, crăpături în adâncul pământului, izvoare subterane, icoane pierdute, scene petrecute cu secole în urmă, rugăciuni îndreptate spre ceruri, duhuri bune sau viclene, sufletele oamenilor și tot felul de alte lucruri. Putea gusta apa aflată la mare adâncime și măsura adâncimea la care se găsea. Întreba stâncile care îi povesteau luptele asceților dinaintea lui. Tămăduia doar privind locul bolnav, vindeca doar prin atingere. Se ruga și rugăciunea se împlinea. Niciodată nu i-a trecut prin gând să folosească darurile primite de la Dumnezeu pentru folosul său personal și nici când n-a vrut să câștige ceva de pe urma celor care erau descoperite de harul dumnezeesc. Ori de câte ori lucra străvederea sa, îi dezvăluia gândurile ascunse ale oamenilor. Cu ajutorul dumnezeiescului har putea cuprinde în același timp trecutul, prezentul și viitorul, confirmând faptul că Dumnezeu este atot știutor și atot puternic. Știa ce se întâmplă cu toată zidirea la marginile lumii, în profunzimea sufletului omenesc sau în tainele istoriei. Era un om ce primea harul cel dumnezeiesc, ce purcede de la Dumnezeu, care, din motive doar de el știute, uneori nu-i dezvăluia chiar totul. În ceea ce ne privește, viața trăită în har e o mare taină, iar orice vorbă de prisos ar fi o dovadă de prea mare îndrăzneală dacă ne-am ocupat de subiecte care ne sunt necunoscute. Părintele spunea mereu acest lucru tuturor celor ce socoteau că priceperea sa se datora altor cauze decât dumnezeiescului har. Repeta adesea, aceasta nu e știință și nu e nici artă, este har. Pe când avea 20 de ani, s-a îmbolnăvit de pleurezie și la porunca bătrânilor săi, s-a întors în satul părintesc să-și trateze boala. Gândul era însă mereu la Sfântul Munte. S-a întors la muntele Athos, dar tot urmând porunca bătrânilor, din pricină că se îmbolnăvise din nou, s-a așezat la o mănăstire din afara Sfântului Munte, mai precis la mănăstirea Lefka, Sfântului Haralambie din Evia, lângă Avlonari. A fost hirotonit preot la 27 iulie 1927 de către episcopul de Sinai, Porfirie al III-lea, care l-a și numit Porfirie. După o vreme, mitropolitul de Caristia din acea vreme, Pantelimon, l-a făcut duhovnic, iar în anul 1938 a fost ridicat la treapta de arhimandrit. Până în anul 1940, bătrânul Porfirie a fost duhovnic în Evia. În luna octombrie anului 1940, în urma cererilor sale, i s-a împlinit dorința de a-i sluji pe cei bolnavi și a fost numit paroh la Policlinica din Atena, aflată lângă piața Omonia. A slujit acolo timp de 30 de ani și după ieșirea la pensie încă 3 ani. În total a slujit ca paroh 30 de ani și pe lângă aceasta mai era și duhovnic. În același timp lucra și pentru câștigarea traiului, fiindcă voia să economisească bani, pentru a-și întreține părinții și alte rude, dar și pentru a ridica o mănăstire. Din această pricină nu cunoștea odihna. După ce s-a pensionat, a plecat de la policlinică și s-a stabilit la mănăstirea Sfântului Nicolae din Calisia, ce se afla pe vechiul Penteli, unde și-a continuat lucrarea de duhovnic. În afara pleureziei care l-a lovit în tinerețe, la răstimpuri, părintele Porfirie a fost încercat și de alte boli. Pe când se afla la policlinică, s-a îmbolnăvit de rinichi și a fost operat cu mare întârziere, fiindcă lucra neîncetat. De aceea a intrat în comă, iar familia s-a fost înștiințată de medici să-i pregătească mormântarea. Cu voia Domnului însă, părintele a revenit la viață în ciuda prognozelor medicale și a continuat să slujească obștea bisericii. Apoi și-a rupt piciorul. De asemenea, din cauza efortului pe care l-a făcut în vremea când era în satul său, Turcovunii, unde a viețuit an la rând și unde căra greutăți mari, a făcut o hernie care l-a chinuit până la ultimii ani ai vieții. În anul 1978 a făcut infarct miocardic. Când și-a revenit, a întemeiat împreună cu câțiva dintre fiii săi duhovnicești Sfânta Mănăstire de Maici, Schimbarea la Fața Mântuitorului,
după ce a primit trebuincioasa binecuvântare din partea episcopului Atenei. Mănăstirea trebuia să se afle în Atena, dar din pricina faptului că nu era spațiu unde a ajuns, împreună cu câțiva fii duhovnicești a cumpărat câteva terenuri în Malacasa, în Atica, unde au ridicat un metoc al mănăstirii și o sfântă biserică, după ce au primit aprobarea legală din partea bisericii elene și a mitropoliților ei. S-a instalat așadar la acest metoc, unde a spovedit pe toți cei care veneau la el. În timpul cât s-a aflat acolo, a fost operat de cataractă și și-a pierdut vederea ochiului stâng, dar mai apoi și pe aceea ochiului drept. Din cauza efectelor secundare ale unei injecții cu cortizon, care i s-a făcut în timpul operației de cataractă, a suferit mai multe hemoragii intestinale și de atunci a îndurat dureri cumplite. Totuși, a continuat să-i primească pe cei ce veneau la el pe cât îi stătea în putință și să se roage zmerit pentru necazurile lor. De aceea s-a învrednicit de multe ori să vadă cu duhovnicească bucurie că harul cel dumnezeiesc lucra rezolvând problemele oamenilor. La început îi povățuia pe oameni cu ușurință, dar mai târziu, din pricina multelor sale boli, doar se ruga pentru ei și foarte rar le dădea sfaturi. Se ruga în tăcere, cu multă dragoste și zmerenie, pentru toți cei care îi cereau să se roage pentru ei ca să dobândească ajutorul dumnezeiesc. Pregătindu-se de cele veșnice, la cererea sa în anul 1984, i s-a dat chilia Sfântului Gheorghe din Capsocalivia, unde fusese tuns monah, chilie care atunci era nelocuită. Acolo a instalat câțiva ucenici, după ce s-a dus el însuși acolo, dar tot din pricina neputințelor sale își petrecea timpul mai mult la mănăstirea din Milesi, Oropos. Când a simțit că îi se apropie sfârșitul, s-a spovedit duhovnicului său, care era bătrân și foarte bolnav și a primit iertarea păcatelor. Apoi s-a dus și s-a statornicit în chilia sa de la muntele Athos, fiindcă dorea să-și dea obștescul sfârșit în mănăstirea metaniei sale, unde își petrecuse viața duhovnicească. În acel loc, aflându-se după ce i s-a săpat un mormânt adânc, așa cum poruncise, a dictat unuia dintre fiii săi duhovnicești o scrisoare de bun rămas, în care povățuia și își cerea iertare de la toți fiii săi duhovnicești. Această scrisoare, datată 4 după calendarul vechi și 17 după calendarul nou, iunie 1991, a fost găsită în veșmintele sale de îngropăciune în ziua adormirii sale, dovada necuprinsei și înălțătoarei sale smerenii. Urmând poruncii sale, moartea s-a fost anunțată după ce a fost înmormântat, tocmai fiindcă nu a voit ca fiii săi duhovnicești să se ostenească venind la muntele Athos pentru a asista la mormântarea sa. Totodată a voit ca mormântarea să se desfășoare în simplitate și smerenie, avându-i alături doar pe frații săi din Capsocalivia. În ultima noapte a vieții sale pământești s-a spovedit și a rostit rugăciunea minții, în timp ce lângă el ucenicii săi, urmându-i porunca, îi citeau psalmul 50 și ceilalți psalmi, precum și slujba pentru cei aflați pe patul de moarte. Totodată spuneau rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, până la împlinirea canonului pentru un schimonah. Ucenicii l-au auzit șoptind cu sfintele sale buze vreme îndelungată. Ultimele cuvinte rostite de cuviosul părinte au fost cuvintele rugăciunii împărătești a lui Iisus Hristos, ca toți să fie una. După aceea, l-au auzit repetând un singur cuvânt aflat la sfârșitul Noului Testament, mai precis la sfârșitul Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul: vino, da, vino, Doamne Iisuse Hristoase. În cele din urmă, Domnul dulcele Iisus a venit. Cuviosul suflet al bătrânului Porfirie i-a părăsit trupul la ora 4:30 dimineața în ziua de 2 decembrie 1991 și s-a îndreptat spre ceruri. Sfintele sale moaște au fost depuse la Chiriaconul, biserica centrală de la Capsocalivia, unde toată ziua părinții au citit, așa cum cere tradiția, toate evangheliile, iar noaptea au făcut priveghere până la ziua. În zorii zilei de 3 decembrie 1991, pământul a acoperit cinstitul trup al cuviosului părinte, în prezența câtorva părinți de la Sfântul Schid din Capsocalivia. Abia atunci, împlinind dorința părintelui Porfirie, au vestit moartea sa. Cât a trăit părintele Porfirie, i-a primit pe toți. Prin zmerita sa chilie au trecut sfinți asceți și criminali păcătoși, creștini ortodoxi, dar și oameni de alte culte sau chiar de alte credințe, oameni neînsemnați și mari personalități, bogați și săraci, neștiutori de carte și oameni învățați, mireni și clerici de toate gradele.
Fiecăruia dintre aceștia i-a oferit iubirea lui Hristos spre mântuirea sufletului. Întotdeauna a arătat deplină ascultare față de biserică și nu făcea nimic fără aprobarea ei. Spunea că e preferabil să greșești fiind în biserică decât să lucrezi în afara ei fie și cu îndreptățire. Principala caracteristică a părintelui Porfirie în tot timpul vieții sale pământești a fost deplina sa smerenie. Pe lângă aceasta dovedea deplină ascultare, iubire fierbinte, răbdare neclintită în dureri cumplite, discernământ înțelept, prevedere limpede. De asemenea, avea o mare sete de cunoaștere, cunoscând o mulțime de subiecte variate, acestea fiind un dar al râvnei sale către Dumnezeu și nu al studiilor sale în lume, aproape inexistente. Avea mare râvnă în tot ce făcea și era foarte harnic. Rugăciunea sa era neîncetată și smerită și, prin urmare, foarte eficientă. Gândirea sa pur ortodoxă, dar lipsită de fanatism, era plină de viață și se interesa de problemele Sfintei Biserici, deși lucrul era aproape necunoscut celorlalți. Sfaturile sale erau încununate de succes, iar învățăturile sale nenumărate. Slujbele sale erau pline de măreție, iar dimensiunea contribuției sale duhovnicești a fost ținută până de curând în taină. Pe 27 noiembrie 2013, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a decis înscrierea bătrânului Porfirie în rândul sfinților cu prăznuire la data de 2 decembrie. Cuvinte ziditoare ale Sfântului Porfirie, capso calivitul, nu vorbesc nimănui despre Hristos fără să mi se ceară. Eu așa gândesc, dar voi faceți cum credeți. Prefer să fiu înșelat în biserică decât să o părăsesc. Nu vreau să mă mântuiesc fără biserică și nu voi părăsi niciodată corabia ei. Nu poți să comunici cu Hristos și să ai în același timp relații proaste cu ceilalți oameni. Nu câștigi un om cu asprimea, ci cu bunătatea. Numai Dumnezeu poate schimba inimile oamenilor. Răul începe cu gânduri rele. Nu te lupta să oprești sau să îndrepți greșelile celuilalt. Iubește-l așa cum e, cu toate greșelile lui, iar Domnul se va îngriji de acestea. Hristos nu vrea lângă el oameni grosolani și delicați. Când te înhață satana și te apasă, să nu rămâi nemișcat așa cum rămân unii ce devin melancolici și cad pe gânduri ore întregi. Zădărnicie tot ce iei din egoism, veșnicie e tot ce dai din iubire. Când te rogi pentru un om pe care îl muncesc patim păcătoase, să nu-i o spui, fiindcă diavolul va afla și va ridica îndârjire în sufletul tău și astfel rugăciunea ta nu va da rod. Să te rogi pentru acel om în taină și astfel rugăciunea ta îl va ajuta. Nu mi-e frică de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer numai Domnului să fie milostiv cu toată lumea și cu mine. Oricine nu se pocăiește va fi pierdut. Mai întâi iartă-i pe aceia care te întristează. Fii atent căci trebuie să ne luptăm până când ne vom da ultima suflare. Fii cu băgare de seamă. Să mergi la biserică în mod regulat, să te spovedești și să te împărtășești des și atunci vei scăpa de toată frica și ți se vor tămădui toate rănile sufletești. Te povățuiesc să ai mereu dragoste pentru toți, în primul rând dragoste, apoi toate celelalte. Să te spovedești periodic și temeinic, fiindcă, chiar de-ai fi patriarh, dacă nu te spovedești, nu te mântuiești. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!